Trachis și Cretan Irachi. Deci cam așa arată. Trachiotichii, Lira și Lira Trachi sunt aproape identice și mai este Cretan Irachi. Asta este, Cretan Irachi. Mai aproape de ceea ce vedem noi. Da. Avem în Croația, în Croația avem Lirica Dalmația. Lirica Dalmația. În Bulgaria, Gădulca. Gădulca. Asta este Gădulca. În Ucraina, Rusia, Hudokul sau Gudokul. Gudok se scrie. Okay. Avem în Italia, Lira Calabrese. Lăuta. Și mai există la turci, nu știu dacă avem, un instrument care se numește kemence clasic, dar este un derivat al copței, dar de secolul XIX. Cred că nu avem. Ba da, uite, avem kemence clasic. Și acum să vedem ce s-a întâmplat. Istoricii greci consideră că toate acele instrumente pe care le-am numit la început, Trachiotic Lira, Lira Trachis și Cretan Irachi au apărut în secolul IX. Într-adevăr, atunci au apărut ca identitatea completă. Dar istoricii persani și istoricii danezi zic că mai aveam un instrument, Rebecu, la țările nordice, la vikingi. Rebecu și Gudokul sunt aproape identice. Toate au trei coarde și arcuși. Și lira tracă? Bun. Câte are? Acum... Lira tracă are patru coarde. Patru coarde simple sau duble. Deci copța are patru coarde. Lăuta are șase coarde și este cu coarde, coarde ciupite. Instrument melodic. Încă o dată, copța este instrument ritmic și armonii, coarde pleznite. Așa, ce disputa a apărut între istoricii greci și istorii, pe de o parte, și istoricii danezi și istorii persani, pe de altă parte? Istoricii greci zic că aceste instrumente au apărut în secolul IX. Istoricii persani și danezi zic că nu, în secolul IX li s-a atribuit arcușul, pentru că Europa n-a cunoscut arcușul până în secolul IX. El a fost aduse instrumentul cu trei coarde și arcuș era de fapt o cutie de pertunghiulare și a fost adus în Grecia și aici zic danezii în secolul IX instrumentelor preexistente și pe care eu le-am numit li s-a atribuit arcușul. Au constatat probabil că lira trachis aveau cutia, era o cutie de rezonanță mult mai bună decât cutia aia dreptunghiulară pe care au adus-o ei. Era o cutie dreptunghiulară cu trei coarde și arcuși. Deci, danezii și persanii zic că în secolul IX, la instrumentele preexistente, li s-a atribuit arcușul. Și încă ceva care ar susține teza mea. În secolul IX, cultura tracă era deja asimilată de cultura grecească. Practic era o cultură expirată. Deci această cultură nu mai putea impune aceste denumiri. Trachiotic, Lira, Lira, Trachis, Cretan, Irachi. Ceea ce înseamnă că ce mai puteau face? Să-și păstreze denumirile. Li s-a atribuit arcușul, dar nu și-au schimbat denumirile. Asta, cum să zic eu, e în concordanță și cu ce zic danezii și cu ce zic grecii, și cu ceea ce cunoaștem noi în context despre Orfeu. Despre Orfeu. Și cam asta a fost începutul și m-am gândit eu că un mare festival la care să participe toate aceste instrumente, fiecare cu povestea lui, să genereze resuscitarea culturii din vechea Europa. Aici fac și legătura cu Asociația Internațională a Otilie Maghelu, Tracialen,
că asta de fapt ne-a făcut, a făcut să ne apropiem și să vedem că suntem compatibili. Pe urmă, nu știu cum a făcut ea să te compatibilizeze pe tine care vii din altă generație și ce a putut să te atragă la acest proiect atât de anacronic, dacă e să îl comparăm cu trendul. Uite, am început și eu să vorbesc prostește. Cu tendințele mondiale. Da. Eu sunt pasionată de turism. Da. Cred că prin turism putem în țara asta, noi ca tineri, să ne găsim mai bine locuri. Am călătorit prin lume și am văzut cum grecii, francezii, italienii au reușit să-și scoată în față cultura, să-și păstreze poveștile, să le dea mai departe, atât prin spectacole, cât și prin artă plastică, cât și prin spații conservate, de ce nu prin instrumente consacrate. Și de multe ori am avut sentimentul acesta de tristețe, că noi încă nu știm așa de bine să ne scoatem în față lucrurile care ne reprezintă, că de multe ori noi avem impresia că ceilalți sunt mai buni decât noi, că acolo putem câștiga mai mulți bani, că acolo putem să ne facem o viață mai bună, când noi, iată, trăim într-un paradis, trăim într-o țară în care există atât de multă armonie între natură și om și frumusețe și nu facem pași. Adică ne lăsăm îngreunați exact de ce spuneam. Suntem autorasiști. Ceva de genul, da. Ne autodenigrăm. Exact. Asta e adevărul. Exact. Și atunci... avem atâtea valori aici, dar sunt îngropate în pământ, le-au îngropat alții, iar noi știm unde sunt, dar nu le dezgropăm. Pentru asta noi avem datoria morală, generația mea, generația domnului Miron, să vă lăsăm vouă, să vă predăm vouă, căutând, dacă n-am făcut-o când trebuia, acum împreună cu voi, în lada de zestre, acestui neam și acestui pământ binecuvântat, pe care chiar Papa Ioan Paul al II-lea îl numea Grădina Maicii Domnului. Apropo de Papa Ioan Paul al II-lea, știți că el provine dintr-o zonă în care trăiesc goralii. Deci, zona muntoasă din Spania trăiesc goralii. Goralii sunt conaționali de-ai noștri care și-au pierdut limba. Și-au păstrat, în schimb, tradițiile și costumele și tot ce ține de asta. Ei se consideră daci, urmași ai dacilor, nu ai... În zona aia, nume ca Voicilă, Mihailă, numele care se termină în ilă, sunt frecvente. Papa Ioan Paul al II-lea, Carol Voicila, da? E, da, numele polonizat. Da. Însă Traian Ibericul avea legătură cu acea populație de care vorbești tu, Miron, pentru că în una din scrieri recunoștea că se întoarce în țara străbunilor săi, făcând referire la venirea lui în Dacia. Și vă mai dau două exemple apropo de Papa Ioan Paul al II-lea. În 1989 a recitat în limba română, în piața San Pietro de la Vatican, poezia rugăciune către Sfânta Maria a lui Mihai Eminescu. N-a explicat niciodată de ce a făcut asta. A recitat-o în limba română. Iar ulterior i s-a luat un interviu de un român catolic. Și când a ajuns la el acolo să ia interviu, i l-a acordat, a și scris o carte, Un papă pentru mileniu 3. Prima întrebare pe care i-a pus-o a fost asta. Ce se mai aude prin România noastră? Cred că el știa lucruri pe care nu le-a mărturisit, vreau, dar să, afinitatea vreau lui să, poporul să român... puțin aici, Miron, dacă îmi dai voi. Manuscrisele de la Marea Moartă au fost scrise de acești esenieni. Da, așa este. Au fost... La Qumran. La Qumran, da. Acolo au fost găsite de Dibdal. Eu am fost acolo, nu mai era niciun manuscris. Nu mai e nimic. Dragul meu, se află la Vatican și în America, în Israel, am înțeles o parte. Dar acești eseni și adevărurile pe care le-a regăsit și sunt regăsite, ținute la împăstrare până când nu știu, se pare că Papa Ioan Paul al II-lea a avut acces la aceste informații.
Vatican e cea mai mare bibliotecă. Și vreau să spun că eu bănuiesc că de acolo el cunoștea multe. Apropo de identitatea noastră, se știe declarația pe care a făcut-o Michael Leduit, parcă așa îl cheamă, fostul consilier al papei Ioan Paul al II-lea, eram, întâmplarea face că eram la televizor și mă uitam. Era și prin cam celălalt. Televiziunea din Cluj. L-am văzut în direct când a spus următoare, legat de limba latină. Spune el pe acolo că limba oficială la Vatican e limba latină, dar ca să verifice cât de cunoscători sunt episcopii în materie de limba latină, le-a dat tot desfășurătorul și tot programul unui conciliu al lor, sau cum se numește, în limba latină. I-a pus în dificultate, nu cunoșteau limba latină. Și pornind de aici, a făcut următoarea afirmație. Lumea știe că limba română se trage din limba latină. În realitate, lucrurile stau exact invers. Mai degrabă, limba latină provine din limba care se vorbea cândva pe teritoriul țării dumneavoastră. N-a zis că se trage din... A zis mai degrabă. În realitate, sunt limbi surori. Se trag din același trunchi. Din același trunchi. Vorbeam despre primul exod. Dacă s-a produs cu circa 8.000 de ani în urmă, Imperiul Roman a luat naștere la anul 700, în jurul anului 700 înainte de Hristos. Celebra poveste, lupta dintre cei doi frați gemeni, Romulus și Remus. Romulus rămâne, dă naștere orașului stat, Roma și așa mai departe. Cum acești oameni care au ajuns în India și urmașii lor vorbesc sanscrită, o limbă similară cu limba noastră, plecați cu 8.000 de ani în urmă de pe aceste meleaguri, atunci cum, în urmă cu 3.000 de ani, se naște strămoșul unei limbi de 8.000 de ani? E un paradox. Da. Practic... Domnilor, aș vrea să vă întorc un pic către subiectul nostru al Indirei. Întoarce-ne spre... Cu dragoste. Îmi permiteți? Da. Pentru că sunt sigură că suntem... Am ajuns în India, uite. Ați ajuns în India, iar noi suntem încă și soarele acesta ne încălzește așa de frumos. Și păcat să nu profităm de el ca să căutăm niște metode împreună prin care să scoatem aceste informații pe care dumneavoastră le extrageți din istorie, din multe cărți citite și multe nopți probabil în care vă concentrați și descoperiți și cercetați. N-avem ce face. Toate cele? Poftim? N-avem ce face. N-aveți ce face, exact. Și să traducem un pic acest limbaj și către oamenii care nu fac asta zi de zi. Pentru mine e greu să vă urmăresc uneori. Îmi place ce aud, înțeleg o parte, dar în alte momente mă simt total pierdută. Mi-a plăcut foarte mult că mai devreme spuneați că vă doriți această colaborare între generații. Vă doriți această predare a moștenirii. Este singura metodă prin care vom reuși să dăinuim. Exact. Pentru că dacă ne vom îndepărta de acest adevăr, vom degenera, vom degrada, vom pierde tot. Și știți cum este, că pe măsură ce omul crește, el învață mai multe cuvinte, pe măsură ce el studiază mai mult. Puteți îmbunătăți, căuta, puteți să pătrundeți exact. Mai adânc decât a pătruns Miron, decât am pătruns eu, sau alți pionieri. Fiecare dintre noi putem să facem asta. Dar eu nu sunt atât de sigură că toți oamenii din publicul nostru și de aici sunt oameni care au avut deja timpul acesta să aprofundeze și mi-ar plăcea mult să mai mergem un pic în întâmpinarea unor concepte și unor lucruri care n-au fost atinse încă despre ceea ce facem noi aici, astfel încât și cei care nu știu prea multe despre subiect să descopere și să le strânim curiozitate. Cât de vechi e acest instrument care este al nostru, ceea ce înseamnă că noi suntem mai vechi decât acest instrument, pentru că l-am făcut. Deci suntem destul de bătrâni. Nu, de fapt, noi suntem nu suntem bătrâni, suntem străvechi. Ceea ce e cu totul altceva. Suntem dinainte de timp. Da, suntem dinainte de timp. Aș vrea totuși, în contextul ăsta, să adresez o întrebare către public. Îmi permiteți? Da. Aș vrea să știu câți dintre dumneavoastră știu cine este Orfeu. Ați putea să mă ajutați cu o mână ridicată? Mulțumesc! În dreapta. Deja sunt acolo. Am văzut. Domnul Vineranu.
E bun. Și câți dintre dumneavoastră ați auzit înainte de Lira Tracă? Tot atât. Tot acolo. Tot cam atâția oameni. Bun, deci avem un număr de vreo 3-4 persoane. Ia chemați-l pe domnul Vinăreanu. S-ar chema? Invitați-l. Bun. E cel care a scris cartea de care v-am spus. Ținând dicționarul etimologic al limbii române, da, făcut după metoda indo-europenistică. Ținând cont că avem o majoritate care nu a auzit despre această liră și... E de aici, la dumneavoastră, din Vaideen, să știți. E și cetățean american, că acolo a studiat după metoda asta și a venit în țară să ne binecuvânteze cu descoperirile domniei sale. Domnul Academia nu vrea să-l bagă în seamă, dar poate forțăm Academia să-l bage în seamă. Dați-mi voie, în contextul în care noi avem o majoritate care n-a mai auzit despre acest instrument, să le fac o introducere despre povestea lui Orfeu. Cu siguranță, da? Chiar te rugăm. Vă mulțumesc mult de tot. Haideți să vedem despre ce-i vorba. Se spune că în inima Traciei, cu mii de ani în urmă, s-a născut Orfeu, fiul regelui Trac și al muzei Caliope. El nu era doar un simplu muritor. Orfeu era binecuvântat cu un dar divin, muzica. De la o fragedă vârstă, lira s-a fermecată, dăruită de însuși zeul Apollo, a devenit mai mult decât un instrument. A devenit o poartă către lumi necunoscute. Muzica lui Orfeu nu era de pe această lume. Atunci când atingea corzile lirei, orice suflet asculta fermecat. Animalele sălbatice se opreau din vâna și se așezau lângă el. Păsările cântau împreună, iar copacii și pietrele păreau să se miște ușor în ritmul sunetului. O singură melodie, Orfeu putea domoli furiile naturii și trezi emoții adânci ascunse în inimile oamenilor. În basmele Tracii, Orfeu nu este doar un artist. El este eroul care își folosește talentul pentru a salva sufletele și pentru a naviga printre cele mai mari încercări. Cea mai cunoscută dintre aceste povești este călătoria sa în lumea de dincolo. Un act de curaj și iubire eternă. Povestea de dragoste dintre Orfeu și Euridice rămâne una dintre cele mai dramatice din mitologie. Euridice, iubirea vieții sale, a fost răpită de moarte în floarea tinereții. Dărâmat de durere, Orfeu a decis să facă imposibilul, să coboare în lumea întunecată a morților și să o readucă la viață. Doar muzica sa divină i-a deschis calea către infern, unde chiar și demonii și însuși Hades au fost înduioșați de melodiile sale. În cele din urmă, în lacrimi, zeul morții i-a permis lui Orfeu să o ia pe Euridice înapoi cu o singură condiție: să nu o privească până nu vor fi ajuns din nou pe pământ. Dar încercarea lui Orfeu urma a fi grea, întrucât demonii și drumurile sale aveau să o chinuiască pe Euridice pe acest parcurs. Orfeu a reușit. A reușit să meargă o bună bucată de drum, a reușit să ajungă la un pas de a răzbi. Însă, cu câteva clipe înainte, strigătele disperate ale iubirii lui l-au făcut să-și întoarcă privirea și, prin urmare, să piardă pentru totdeauna. Această tragedie a transformat muzica lui într-o poveste de dragoste, durere și speranță. Însă, chiar și în cea mai adâncă suferință, muzica lui Orfeu a continuat să inspire lumea. Poeții și cântăreții din toate colțurile lumii antice îi aminteau numele, iar Tracia, patria sa, a rămas pentru totdeauna legată de această legendă. Orfeu și Tracia nu pot fi separate. Tracia au fost cunoscuți pentru legătura lor profundă cu muzica, iar Orfeu este simbolul acestei moșteniri. Nu doar un muzician, el era un intermediar între oameni și zei, între natură și suflete ascunse. Pentru că oamenii au văzut în acest gest al său, această slăbiciune a lui, un om înzestrat cu atât de mult talent, cu atât de mult har, un om, un semizeu încărcat cu atât de mult har, totuși greșeala. Și au înțeles asemănarea cu el, au empatizat și și-au dat seama că
putem avea zile bune, putem avea zile mai puțin bune, dar ceea ce rămâne este până la urmă alegerea. Dedicarea. Poftim? Alegerea ne aparține și implicarea. Ne aparține exact și implicarea. Și... Dar eu vreau să te felicit pentru modul în care ai prezentat sau chiar ai recitat. Ai prezentat ca pe o baladă, tot ceea ce am auzit cu toții.